Bun, s-au folosit aici cuvinte mari din partea reprezentanților PPDD sau foștilor reprezentanței PPDD, cum că de fapt s-ar se ia în discuție și se urmărește prin aceste exemple și această dezbatere combaterea traseismului. Gogoriță, pentru că traseismul nu se combate cu șantaj. În același timp, cei care spuneau că își pun problema combaterii traseismului, dacă ar primi cei 2 milioane de euro, n-ar mai avea nicio problemă cu traseismul, doar că suma e puțin cam mare și asta creează un disconfort pentru cei care sunt la mijloc. Cum să semnezi că dai 2 milioane de euro? Eu nici pe lipsa de seriozitate, lipsa de responsabilitate, lipsa de preocupare față de interesul public, manipularea extraordinară a politicienilor față de cei care, la care se duc să ia voturi. Eu vă dau exemplu candidatului PPDD de la mine din colegiu din Sibiu. A avut în platforma lui electorală că va transforma centrul istoric al Sibiului în cel mai mare centru de ovine și porcine. Și a luat 7-8%. Deci sunt oameni care pur și simplu, într-o formă sau alta, prin televiziunea poporului, au fost convins să pună ștampila pe acel domn. În cel mai mare centru de ovine și porcine din Europa. Bun. În același timp spuneau că oferă intrare gratis la discotecă. Astea au fost ofertele electorale. Dacă vreau să la discotecă, da. Deci, practic, politică fără adeziune la un set de valori și principii. Asta este concluzia morală. Probabil că